Salve, sacalilor! Ce faceți? Sincer să fiu, zici că am fost în comă un an, exact așa mă simt, plus că am și o freză cool. Frate mi-a zis că e cool, cu siguranță nu-i cool, dar până la urmă sunt cool, yeah! Am 21 de ani și obosesc când respir. Bă, nici râsul nu mai același, bă. Deci ca să înțelegeți, eu îmi imaginam că o să fie un vlog mai serios, știi? Dar nu, serios. S-a mai întâmplat să încerc să fiu serios cu oamenii care mă cunosc, chiar cu copiii, da? Să presupunem. Când mai vin copii să facem poze, suntem undeva într-o încăpere, așa, țipă foarte tare, zic, bă, gata, serios, că sunt serios acum. Ha, 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 Snic, ce amuzant ești. Bă, zic, bă, sunt serios acum, gata, nu sunt amuzant. Ha, ha, uite ce a zis că e serios. Zic, bă, dar gata, că serios. Ha, 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 amuzantule, Snic. Încă e posibil să delirez, scuzați-mă. Acum o săptămână cred că am postat pe comunitate că, bă, s-ar putea, nu mă simt prea bine, cred că am COVID și nu mai pot să postez. Și m-am gândit că ca să debutez din nou, să pot să postez, să vă povestesc cum a fost această experiență mea unde am crezut că mor. Efectiv, am zis că mor, sincer. Bă, deci a fost cea mai groaznică săptămână din viață. Bă, cea mai... Bă, n-am, bă, nu există, nu. Cu ceva timp în urmă, frate, mi-a simțit super rău și am zis, băi, frățică, ce te simți rău? Simțea super rău, efectiv, transpira și el, a fost super, super aiurea, știi? Și am zis, băi, ce, băi, frate, mi-o, dar uite-te la mine, eu care alerg în fiecare joi, în câte 10 km, beau cătină, frumos, lămâi, uite ce puternic sunt eu, după care am luat-o pe mama, știi, și m-am simțit, bă, nașpa, știi, după ce să mai oi verișorul, că eu mă simt super bine. Și am zis, ce să mă ia pe mine, bă, eu sunt puternic, nu mai am nimic, așa, uitați-mă aici, eu... Cel mai tare mă lua pe mine, cel mai tare. E ciudat să povestesc, să nu facem reacții, ceva, să ne uităm la ceva. Ba da, uite, astăzi facem o reacție la cât de prost sunt eu, da. Și ce o să vă învăț, să nu fiți proști ca mine, da. Să nu ziceți că nu se poate, că așa că se poate. Exact când zici că nu se poate, se poate. Bă, marța trecută eram mai fresh, așa, știi cum ai venit. Mi-am făcut antrenamentul, deci ca să înțelegeți, eu de vreo lună, cred că mă trezesc în fiecare zi pe la 6 dimineața, îmi fac sportul, după care fac un duș, încep filmat, editat, postat, chestii, treabă, da. Ei bine, și cred că corpul meu la un moment dat a obosit cu vreo 6 zile de antrenament pe săptămână, în fiecare zi la 6 dimineața, 10 km alergare. În timp ce îmi făceau antrenamentul, marți am simțit așa un ușor guturai în gât. Știi, făceam... Știi, o chestie de asta simplă. Foarte simplă, domnule. Foarte simplă. Nici nu pot să... Am obosit, nu mai pot. O mică paranteză, iertați-mă că nu pot să... Voi vă dați seama că s-a întâmplat odată în viață. Băi, uite cum le face Dumnezeu ca eu să vorbesc mai încet. De câte ori m-ați auzit pe mine în viața asta, vorbesc eu așa în ce, mă. Cred că plânge microfonul ăsta de fericire, mă. Cred că nu... A decibeli, vede cum? Doar 20 de decibeli. Ce se întâmplă, băi? Aș vorbi mai tare, dar nu pot. Aș țipa cum țip eu, dar nu pot. Am slăbit 4 kg, bă, 4 kg, dar ajungem și acolo, bă. Am ajuns acasă, am făcut duș și am dat cu treabă, cu filmat, dacă nu mă înșel, cu editat, cu chestii, trestii, iar la un moment dat, la vreo 6 seara, când trebuia să ies eu afară cu băieții, încă eram la calculator, pur și simplu m-a luat un mare somn, știi, de dată, gen o mare oboseală. M-am ridicat, i-a zis maică, mamă, mă duc să mă culc, adevărat, simt, mă duc să mă culc. Să vedeți cum am avut eu toate simptomele existente de boală în săptămâna asta, gen o zi diferită, simptom diferit. O să vedeți. Prima simptomă pe lângă această oboseală, bă, când m-am băgat, mi era un pic friguț. Zic, bă, mi era friguț, dar erau 29 de grade în casă, gen 29 de grade, știi? Și chiar să mai îmi trag o pereche de nădragi, mai îmi trag o pereche de pantaloni, mai îmi iau și eu așa, mai îmi iau și halatul pe mine și mă bag și cu pătura, știi? Dar încă mi era foarte frig și am zis, băi, îmi intră aer, știi cum stătea pătura, știi? Așa, zic, băi, intră un pic de aer pe aici, știi? Și mi-am tras așa pe cap și am zis, băi, cred că e mai bine acum. Ce se mai vede de acolo început? Am tras niște friguri, niște frisoane, vere, bă, vere, gen tremuram, știi cum? Nu puteam să, și deja nu mai începeam să respir mai greu, știi? Și mă luase verii mei așa, original, bă, știi, când te lovești exact când te aștepți mai puțin, când ești cel mai obosit, când cel mai așa, atunci, bă, atunci. Yes, Niculeț, hai că nu ai mai răcit de mult sau ce ai făcut tu, COVID, chestii, nu știu, că nu mi-am făcut test, dar presupun că după... Aproape moarte, cred că asta o fi, nu cred că am avut altceva. Deci primele două zile am crezut eu că au fost cele mai nașpa. O trebuie să m-am dat cu ce m-am dat, cu spir, cu oțet pe picioare, cum am dat așa, știi, nu știu, am băut ceaiuri, dar nu puteam și la un moment dat am vrut să mă duc la baie, vere. Bă, nu puteam, bă, mi-era, în primul rând că mi-era frig. Al doilea rând că tremuram așa, știi, nu puteam să mă duc la baie, vere. La un moment dat am zis, bă, fac pe mine, vere, ce se poate, asta e, sunt bolnăvior. Bolnavii fac pipi pe ei.
voiam să renunț la un moment dat, știi? Bă, tremuram așa tare încât în gândul meu ziceam, băi, bă, ești puternic, fratele meu, bă, ești adevărat, nu, băi, tu bați boala, băi, doar în capul tău, băi. Știi, până când l-am dat nu mai era doar în capul meu, că era în tot corpul. Iar de miercuri nu am mai mâncat până duminică. Da, alea au fost zile în care eu nu am mai mâncat. Următoarea zi n-am putut să fac nimica, tușeam în continuu, gen am stat doar în pat, atât am putut să fac, am stat doar în pat și muream de frig, gen leșinam de frig. Gen am stat doar în pat și seara, bineînțeles, au venit ce trebuie, știi? A doua zi, cred că a început simptomele cu durerea de cap, frate, gen mă durea capul, de simțeam că iau cu cap. Oricum nu prea are ce să mă doară, dar să-ți bătea ceva în el, veri, simțeam că... Bă, stai alea, că cam un creier acolo, îl doare, bă, îl doare. Mă durea creierul și ochii, bă, stăteam în pași tot așa cu frigul, tot așa. Din nou am dat cu oțet, frate, pe picioare, pe spate, pe așa, știi, frecții de aia cu oțet ca să ne mai, să ne mai ajute. Astea alea, curbăbești, după care, bă, că mă uit așa la mine, așa slăbit, bă, dar mă simt, dar oricum am slăbit, mă simt ciudat, bă. Pe din câte am înțeles, ar putea să mai dureze, bine, eu sper să-mi revină o leacă energia și starea, să pot să vorbesc un pic mai mult, cât mai curând. Că nu-mi place așa, dar cine știe cât o zureți, tocmai de-aia fac clipul ăsta. Vineri deja când am crezut că era mai bine, era mai rău, pentru că începuse să mă doară și gâtul super tare, adică tușeam în continuu. De unde, ca să nu mai zic, a fost o mare luptă așa, bă, de, cu mine, știi că, bă, vorbisem cu băieții, bă, că mergem la schi, bă, mie îmi place să schiez, bă, gen, ador să schiez și de multe ori... Bă, mă duc singur că nu prea merge numai la schi. Bă, și în sfârșit ne strânsesem băieții să mergem la schi. De unde, frate? Luci bolnav, frate. Nu că bolnav, veri, la pat. Bă, poate mi revin să mă duc. Ce să-mi revin, veri? Vineri, cum nu mai mâncasem de vreo 2-3 zile, deja energie nu mai aveam în corp. Gen, atunci am început să nu mai am, efectiv, să nu pot să stau în picioare. Am încercat să, știi, să întind pătura, să fac așa. Veri, am obosit, am respirat, am crezut că leșin, sincer. Am zis că, băi, mor. Băi, dacă mai așez o dată pătura asta, mor. Știi? Eu nu mai așez, că mor. Nu mai puteam să respir. Ce să, băi, veri, credeam că bă, nici la 95 de ani, bă, tot mai pot să mai tai o ceapă, mai așa, nu puteam, bă. Care nu puteam? Că nici acum, bine, acum hai să zicem că mai pot să mă mișc, știi, să mai fac de două ori așa. Uite, am obosit acum. Și seara au început din nou transpirații de alea puternice, rău de tot. Mă dureau ochii de murea, mă durea capul, de nu mai știam cum mă numesc. Credeam că mă cheamă Tiberiu la un moment dat, frate, am crezut că mă cheamă Tiberiu. Și cum mă cheamă pe mine Tiberiu, deja, bă, mă dureau plămânii, nu puteam să respir la un moment dat, gen de vineri încolo. Acum mi-a mai revenit. Bă, mă dureau plămânii, când puteam să, nu puteam, frate, să respir. Am zis, băi, asta e, dacă mă, credeam și eu, bă, că o să mor, cum ar veni, nu, că sar cu parașuta, că fac un trick nebun, că mă calc 1.200.000 de oameni când mă văd, am zis și eu așa, dar de unde, mor că nu intra aer în plămâni, ce să mai vezi, ce moarte asta, mă, a, e, na, mi-a sumat. În timpul ăla tot mă gândeam, băi, frate, cum Dumnezeu, sportiv, om care se trezește, care așa, care muncește, care așa. Și după aia mi-am dat seama că de fapt am exagerat, gen prea mult sport, prea multe astea, știi ce, gen a fost așa, lovitură. Sâmbătă când am zis că mai îmi revin puțin, oarecum mai revenisem ziua așa, adică puteam, ce înseamnă să-mi revin, să pot să stau în picioare, că până acum am stat numai jos, adică nu puteam să stau în picioare, știi că... Nu puteam să mă ridic, veri, m-am ridicat la un moment dat, am zis, bă, m-am dus, hop, știi, și mă duceam așa pe spate și m-am ridicat, hop, mă duceam, știi? După începuseră stările astea de greață, frate, venea să vomit, frate, venea, mă durea burta, în continuu, adică am avut așa, bă, toate, frate, toate simptomele, mă jur. Deci mă dureau plămânii, nu puteam să respir, mă durea burta, am venea să vomit, mă dureau ochii, mă durea capul, îmi era frig, transpiram, mă durea tot corpul, pe asta nu mai zic, adică chiar mă durea tot corpul, dar n-am mai zis. Nu știu dacă părinții voștri vă tratează uneori cu lacuri de astea bobești, dar din nou m-am dat cu oțet, cu porcării, cu de-astea și mi-am pus și o legătură de sare fierbinte la gât. Așa se făcea în bătrân ca să-ți trag o leacă, știi, să poți să mai respiri pe piept aici, pe gât, știi, că nu mai puteam să respir, vere. Am zis și eu prost, băi, dar mor că nu mai pot să respir, ce să, băi, domnule, băi, dar ajută-mă o leacă, băi, Dumnezeu, ajută-mă o leacă să nu, știi. Duminică din nou, o zi foarte, foarte la pat, cam asta am făcut, n-am mâncat și am stat la pat, adică era duminică, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, nu mai mâncase 5 zile, am reușit să mănânc un pic de pâine și un pic de ciorbă, atât. În rest n-am mâncat nimic, frate, gen, bă, nimica. N-am băut nici apă, nu puteam, bă, nimic, frate. Nu a trecut, am făcut ultra post de ăla, știi, negru, cum ar fi, cred că de ăla cu pe bune. Reușisem și eu în sfârșit să stau așa un pic în funduleț, știi cum stau acum, și în timp ce mă uitam la ceva.
În timp ce uitam la ceva, o mânca așa rasul, știi? Și cum am uitat să zic zilele trecute, cu o zi înainte, bă, mi-am suflat, am pus într-o pungă, atâta, numai de șervețele de muci, mi-am suflat muci în continuu, gen îmi curgea nasul în continuu. De unde secret ața muci, dacă n-am mâncat, gen, bă, am slăbit 2 kg numai din muci, așa, știi, din secreții, da, eu știu ce era. M-am făcut, știi, a dat așa, știi, clasicul, din hop cu degetul, da, așa, știi, care schimb direcția mucului, știi, cum ar veni, îl trimiți în, știi, mai sus. Eu n-am observat o mare dâră aici, și bă, cât o mă mănâncă, zic, bă, ce Dumnezeu, bă, se mai dau o dată așa, frate. Și când îmi dau așa, frate, bă, când îmi pun palma așa, vere, îmi văd palmele pline de sânge, gen, da, pline de sânge. Ce să mai vere, până să mă duc eu să mă ridic, să-mi iau așa cervețele, eram gen plin, gen de unde o cursă atâta sânge, băi, zici că nasul meu avea propria lui perioadă, să zic, pe bune, am crezut că nasul meu e fată, așa am zis. Bă, mi-am pus eu cervețele tot pline, bă, mi-am pus așa pline, cervețele curgeam continuu sânge. După, na, am căutat pe net să stau cu nu știu cum, dacă donam sângele, bă, dacă făceam și o analiză, donam sângele, era mai bine, bă, dar mi-o curs așa direct din nas. Iar seara s-a întâmplat o chestie foarte, foarte, foarte ciudată. Am crezut că mă simt un pic mai bine, dar nu a fost așa, că aparent seara mă luase din nou. Gen, după ce ziua aia mă simțisem un pic mai bine și chiar puteam să stau așa în păpâneață, tot așa, pe la 7 v-am să mă bag în pat, nu mai puteam, bă, mi-era din nou, mă luase frigurile. Stăteam de vorbă cu maică, stăteam așa gen culcat cu pătura pe mine și s-a întâmplat o chestie foarte ciudată în care nu pot să-mi explic nici eu cum sau de ce. Bă, cum stăteam eu acolo, la un dat, frate, mă atinge maică aici pe frunte, gen, mă atinge așa pe frunte, bă, frate, și deodată, când m-a atins pe frunte, bă, început să simțeam cum, bă, îmi venea să plâng, știi, și îmi venea și gen am izbucnit în plâns, bă. A fost o chestie foarte ciudată, că, deci când m-a atins, frate, nu știu, ce naiba am, că mama aici, ceva, o chestie, nu știu, a fost foarte ciudat, bă, și am plâns, bă, și cât am plâns o grămadă, frate, nu puteam să, și la un moment dat, când, după ce am plânsul ăla, la un moment dat era așa rău, frate, când la un moment dat, efectiv, tremuram, frate, gen ajunsesem așa, am zis, bă, asta a fost, gen, aie, am zis cu toată creența mea, Dumnezeu, aie, frate, știam, gen, am crezut că gata, alea, sunt convuls, eu știu ce se întâmplă pe acolo. Acolo, sincer, am crezut o leacă că mor, sincer, am zis că, bă, nu, poate că nu mor, că leși, nu știu, am zis una, alta, am zis, bă, stai, și după mi-am imaginat, bă, stai o leacă, am un milion de oameni, bă, așteaptă, poate să postez, să le fac ziua mai bună, nu, bă, bă, să mă, știi, să dădeau bătălie de aia, domnule, un scenariu de film, s-ar putea face un întreg film, bă, chestia asta. Da, în capul meu s-a dat o bătălie foarte motivațională, așa, știi, și am nu-mi permit să mor, știi, luptă, și era aici un luci bun și aici un luci rău, care voia să așa, și luci bun, ce luptă, luci, și luci ăsta, nu, luptă, gata, gata, e viața ta, ai făcut destule, nu, băi, da. Am plâns extraordinar de tare, am avut, cred că, convulții, da, că mi se mișca capul așa singur, la un moment dat, mi se mișca corpul așa, știi, gen, efectiv eram așa, vreau. Pătruia mișca așa, știi, mi se mișca capul, știi, zic, ce Dumnezeu e! După mi s-o cam tăiat o leacă filmul, că știu că parcă mă oprisim, era televizorul pornit, da, asta am amintesc. La un moment dat, frate, mi-a făcut poza asta, cred că poate o să o pun și pe ecran, mă rog, la un moment dat, și eu nu, am crezut că aici am murit, gen, am crezut că eram mort. Bă, stăteam. Nu știu dacă vedeți, stăteam efectiv așa, frate, am zis că asta a fost. Am fost într-o altă călătorie, nu mai eram pe pământ, vă jur că eu nu mi-amintesc să fi dormit. Nu pot să explic, că nu-mi dau seama, dar a fost ciudat, gen, bă. Și când mi-a arătat și frate meu cum dormeam, frate, eu murisim atunci, ce s-a întâmplat, eu am murit, nu mai, eu am delirat, ce știi ce era? Și așa dormeam, frate, nu puteam să dorm și așa, știi, mai cu mâna așa, știi, mai ca la șmecher, așa. Nu, frate, exact poziția asta, așa, și așa, știi, aia a fost, gen, atâta. După am dormit, cred că 10 ore talpă, nu, nici nu m-am mișcat, frate, am dormit așa cum am dormit. Și în toate zile mi-era super foame, știi? Asta e problema, că mi-era super foame, frate, gen, muream, știi? Și mă și gândeam, bă, nu mănânc acum, bă, iară, să tot ce am făcut eu aici, să duce, știi? Și mi-era foarte, gen, îmi ghiorea stomacul de foame, dar nu puteam, nu mi-era poftă de nimic, de nimic. Și următoarea zi, din nou, am zis că din nou e mai bine. Până când din nou stăteam normal, am zis că uite, pot să stau și eu în sfârșit un pic pe telefon și stăteam din nou așa și iar mă mânca nasul. Bă, ce Dumnezeu, știi, și dau o dată așa, din nou nu observ, știi, și zic, bă, tot mă mănâncă nasul și cum am așa, la un moment dat simțeam gust de sânge, zic, bă, ce, am beut sânge, și creierul meu mi-a răspuns instant, băi, tu nu ai beut sânge, că nu bei sânge. Nu ești beutor de sânge, știi? Cum am zis, a, ia să vezi. Și când mai dau o dată cu una, iar aveam plină mâna de sânge. Zic, bă, ce se întâmplă? Până să ajung eu de aici, din nou, până să-mi iau așa, din nou, eram plin. Și mă gândeam, bă, ce se întâmplă? M-am program, frate, în fiecare seară la 7 îmi curge sânge din nas, dar nu că
curge sânge. Asta e că nu mi-o curge sânge, bă, nici dacă când îți iai analiză, frate, știi, și-ți faci, și-ți bagă, să-ți ia sânge, nu-ți ia atâta, bă, mi-o curge 2 litri de sânge, frate. Cel mai tare m-a durut că, bă, eu mi-am promis ceva, mi-am promis, bă, eu de acum încolo nu există să mai treacă miercuri și sâmbătă, zile în care postez eu pe canalul mare, fără să nu postez, respectiv pe canalul mic, marți și vineri. Postez acolo pe canalul mic, gen 4 clipuri pe săptămână, azi nu mai există zi și am reușit să fac asta. De pe la jumătatea lui noiembrie, dacă nu mă înșel, sau decembrie, nu mai știu exact, gen, da, am vreo 2-3 luni, cred că de acum, când în fiecare miercuri și sâmbătă o existat clip pe canalul mare, frate, știi, gen, bă, nu am timp, postez, nu am stare, postez, nu mă simt, postez, sunt plecat, postez, fac, postez, s-am postat, frate, m-am ținut de cuvânt. Bă, și-a venit chestia asta, bă, și m-au luat așa pe nepregătite, bă, și în timp ce mă simțeam, bă, hai că poate fac un clip, știi, că aveam o idee de clip cu fratele meu, dar nu puteam, nu aveam energie și am zis, bă, uite cum o să trac, bă, și-a trecut. Și asta a fost așa, o lovitură, că, bă, nu știu, când vezi așa un detail progres și vezi că, bă, e ceva. Pentru mine a fost ceva să reușesc să postez în fiecare miercuri și sâmbătă clip, mai ales uneori pentru idei, știi, că, bă, nu ai atâtea idei, nu ai atâta energie, timp. Cea mai nasoală chestie din această experiență este că, cum ar veni, v-am slăbit foarte mult, am slăbit aproape 4 kg, băi, uite, mi-a luat bluza asta, vă vedeți cum sunt, aia, little petit, și acum trebuie să o luăm din nou, așa, de la zero, trebuie să o luăm ușor, mine mai aștept, nu mă apuc, acum, din nimic, nu, acum știu, am exagerat. Da, o să o luăm ușor din nou cu sportul, trebuie din nou ușor, ușor să începem să bem apă, ușor, ușor să începem să mâncăm. Gen așa, ca un bebeluș, frate, sunt ca un bebeluș acum, așa mă simt. Să-mi lăsați în comentarii dacă voi ați avut acest virus sau această răceală. Bine, poate nu-i virus, poate e răceală, dacă ați avut această răceală, chiar o să citesc toate comentariile și dau inimă. În schimb, mulțumesc pentru, bă, mesaje, clipuri, declarații, mail-uri, cutii, poștale, tot. Mersi mult că v-ați interesat, mulțumesc că mi-ați scris, mi-ați zis, băi, să te faci bine. A apărut TikTok-uri, băi, hai, Nic, fă-te bine, te rog, că mai postezi, Nic, te rog, nu ne lăsa. Și voi să aibă că n-am postat o sâmbătă, știți? O, nu, gata, Nic, nu mai postea, gata, au fost și cu Nic, gata. Oare cine o să ia canalul? Băi, stai, sau alea n-am postat sâmbătă, băi. Cred că am vorbit cam mult, în schimb, este și o veste bună, dar nu am apucat să vă anunț că nu mă simțeam prea bine încât să iau și o veste așa de bine. Aproape urmează mărciu, s-a vorbit pentru mărci, pentru site și pentru de-astea și poate în curând când îmi revin, scoatem mărciu. Așa că când îmi revin o să scoatem mărciu, să fiți pe fază, că cine știe. O să trebuiască să cam închei videoclipul, că nu mai suport să mă aud vorbind așa încet, ăsta nu sunt eu, nu pot, n-am energie, n-am mai râmplământ să vorbesc mai tare, dar nu mai suport să mă aud așa. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Uite, dacă nu făceam astea, poate era mort acum, vezi? Dar râsul, sportul și cu apa te ajută, băi. Eu v-am pupat. Oh, bă!